Salutare, prieteni dragi, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom pregăti fursecuri cu unt. Este o rețetă foarte rapidă și fursecurile sunt delicioase. Deci să începem rețeta. Vom începe în primul rând să preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius. După care, într-un bol mai mare, vom adăuga 230 de grame de unt la temperatura camerei, 100 de grame de zahăr sau xilitol, ca în cazul meu, și un praf de sare. Și vom mixa aproximativ 5 minute. După cele 5 minute, vom adăuga 2 gălbenușuri, 30 ml frișcă lichidă, dacă nu aveți, adăugați lapte, și 2 lingurițe pastă de vanilie sau esență de vanilie și mixăm. Acum, în această compoziție, vom cerne 250 de grame de făină cu 30 grame amidon de porumb. Vom adăuga făina puțin câte puțin în compoziție și amestecăm. Compoziția noastră este gata. Acum această compoziție o vom pune într-un puș. Vom mai avea nevoie de tava cuptorului, pe care o vom tapeta cu hârtie de copt, și vom începe să facem fursecurile, așa cum vedeți că fac eu. După care vom da tava la cuptor pentru 15 minute la 170 de grade Celsius. Și gata, este prima noastră tavă de fursecuri. Le vom lăsa să se răcească bine, după care le vom pune pe un grătar. Lăsați-le să se răcească bine pentru că sunt foarte fragede. Și vom continua să facem fursecuri. Acum voi face fursecuri în formă de steluțe. Le vom da la cuptor pentru 15 minute la 170 de grade Celsius. Și gata, este și cea de-a doua tavă de fursecuri. Le vom lăsa să se răcească bine și le vom pune lângă celelalte. Iar acum, cu compoziția rămasă, voi face fursecuri rotunde, pe care le voi umple mai târziu. Veți vedea cu ce vom umple aceste fursecuri. Le vom coace la fel ca și pe celelalte. Și gata, sunt fursecurile noastre delicioase. Dacă nu doriți să le decorați, le puteți servi și așa cum sunt. Puteți presăra puțin zahăr și gata. Dar eu le voi decora. Trandafirașii, primele fursecuri pe care le-am făcut, le voi decora cu ciocolată albă și diverse bombonele de culoare. Și le vom da la frigider să se întărească ciocolata. Steluțele le vom decora cu ciocolată cu lapte topită, cu migdale mărunțite, chips de ciocolată, cocos și zmeură liofilizată. Dar dacă nu aveți aceste ingrediente, puteți să le decorați fiecare cum dorește. Du
după care le vom da la frigider să se întărească ciocolata. Iar cele rotunde le voi umple cu dulceață de afine. După care le voi decora cu puțin zahăr pudră. Și voilà! Fursecurile noastre delicioase sunt gata pentru servire! Este o rețetă, cum ați observa, foarte ușor de pregătit și fursecurile sunt delicioase. Merită să încercați rețeta. Ideale pentru orice fel de ocazii. Deci, dragii mei, dacă încă nu sunteți abonați, abonați-vă, dați-mi un like, distribuiți și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup și numai bine! Ciao!